Ploaia afectează exporturile și nu orice exporturi, ci pe cele de ciuperci, de pe urma cărora comunități întregi din județul Arad scoteau niște sume care le permiteau să trăiască fără grija zilei de mâine. Mai grav este că oamenii nu mai au ciuperci nici pentru ei, ca să nu mai spun că un kilogram de bureți de pădure a ajuns să coste mai mult decât unul de carne. Dacă este secetă, în mod sigur nu vor exista nici destule ciuperci. Așa se face că bureții de pădure au devenit marfă de lux. Iar dacă în anii trecuți peste 20 de tone de bureți din pădurile din zona Arad luau drumul străinătății, în acest an localnicii spun că nu se mai găsesc ciuperci nici pentru ei. A apărut ceva gălbior, puțin din lipsa de ploaie a fost cel mai mult. Nici în toamnă nu a fost, nu a rămas nimic. Pe zona asta se culesc câteva kilograme de pitoncă. Altădată se culegeau tone. Nu sunt! Din ce cauză? N-a plouat. Și nu mai sunt deloc? Dacă nu plouă, toată vara nu a fost. De când mis, cam de 78 de ani, și nu este burez, nu este ciuperci. Nu i-a dat Dumnezeu. Nu. Din ce cauză? Din cauza secetii. Nu e deloc ușor pentru localnici, mai ales că au încheiate contracte pentru a trimite hrib și gălbiori în Franța și Italia. Doar că seceta îi împiedică să le onoreze. Anul ăsta, din lipsa precipitațiilor, foarte puține, aproape deloc. Anii trecuți, poate sute de kilograme pe hectar. S-a intercalat cu precipitațiile. Acum, în schimb, să fie o lună, cred că de când am mai picat strop de ploaie. Dezamăgitor, în condițiile în care, în zona respectivă, oamenii trăiau din culesul ciupercilor din luna mai până toamna târziu. Acum însă un kilogram de gălbiori a ajuns să coste mai mult decât unul de carne. Localnicii speră ca măcar de acum încolo să plouă, pentru că 30 de lei pe kilogramul de ciuperci nu vor da, indiferent cât de mult le place zacusca.